Neața lume. Am găsit niște poze și niște clipulețe cu lagul Sorduc de lângă Logoș, ezitat la vreo 30 de kilometri de Logoș și am zis că să fac un clipuleț cu el. O să vă dau câteva detalii despre lac și după aia o să vă spun câteva legende ce le-am auzit de când eram mic. Barajul lacul Sorduc a fost construit între anii 1972 și 1976 și e protejat de o mască de beton armat din dale, mai multe bucăți. Nu am poze cu el, o să apară un pic în clipuleț, o să se vadă, din dale de 60 de centimetri grosime și are o înălțime de 36 de metri și o lungime de 130 de metri. În unele locuri apa atinge 16 metri, 20, depinde și de anul respectiv dacă e ploios sau secetos, că uneori când e secetă e mic rău surducul. Și o să vă las acolo câteva imagini să le vedeți. În timpul ăsta o să mai povestesc despre legendele ce le-am auzit de când eram mic. Prima, am auzit că era un sat înainte și a fost inundat de ape, s-a strâns apa și a făcut barajul. Așa am auzit eu când eram mic. Că într-un anumit moment se vedea vârful de la biserică. Altă legendă, am auzit că ar fi pești foarte, foarte mari în Surduc, că au fost scafandri prin lac și au găsit în biserică monștri, așa se zicea când eram în general, așa auzeam povești. Și ultima legendă ce am auzit-o, că ar fi zăcăminte de uraniu în apă. Acum, că or fi adevărate, că nu or fi adevărate, nu știu să o zic. Ca și loc de agrement, de plajă, de baie, de distracții, e frumos locul. Îi faci un grătărel, bei un suculete, stai, povestești, faci o băiță, chiar e frumos. Și la pescuit merge. Doar că sunt momente când mănâncă somotei de numa. Cel mai mult am prins plătici, roșioare, biban am prins toată la spinning, crap n-am prins, o scăpa taică-miu. Și de pescuit e bun locul, mai ales dacă ai barcă și mergi cu barca, e loc fain. Numai că sunt momente și momente când mănâncă. Vă las în continuare câteva imagini cu el. Sper să vă placă și dacă v-a plăcut, vă rog să mă lăsați în comentarii o impresie, o părere, o sugestie, cum ajută. O zi bună și mai bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze.